legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Dar Reghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. În Reghin s-a reintrodus sistemul de parcări auto cu plată. Există 4 modalități de plată, între care și prin SMS. Tarifele sunt de 1 leu și 5 lei, iar abonamentul pentru un an costă 120 de lei. Amenzile pentru neplată sunt de 100 de lei, respectiv 300 de lei la persoane juridice. Primăria Reghin anunță că începând cu data de 16 martie au intrat în vigoare prevederile hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din Reghin. Primăria Municipiului Reghin a câștigat în proces cu societatea care administra parcările de pe raza municipiului, astfel încât aceste locuri de parcare au trecut în administrarea primăriei. Astfel, prin hotărârea Consiliului Local numărul 10 din ianuarie 2015, s-a aprobat regulamentul de administrare al parcărilor cu plată de pe raza municipiului Reghin. Parcările cu plată se recunosc după indicatoarele cu simbolul parcare P și care pot fi folosite doar achitându-se taxa de utilizare. Există 579 de asemenea locuri și 4 modalități de plată. Sunt 4 modalități de plată, respectiv prin achiziționarea tichetelor care se găsesc la toate magazinele care au afișate la intrare un anunț prin care se precizează că se pot achiziționa acele tichete, prin achiziționarea de abonamente de parcare, prin transmiterea, deci a treia variantă, prin transmiterea unui SMS la un număr de telefon, la un număr scurt de telefon și prin încheierea unor contracte de rezervare. Tariful unei ore de staționare în parcare cu plată este de 1 leu, iar pentru o zi 5 lei. Se pot achiziționa și abonamente la prețul de 30 de lei pe lună, 50 de lei pe trimestru, 80 de lei pe semestru și 120 de lei pe an. O altă modalitate de plată este cea prin SMS telefonic la numărul 7420. De ieri funcționează sistemul, indiferent în ce rețea de telefonie este abonatul, conducătorul auto, trimite un mesaj la numărul 7420, mesajul constând în 461 urmat de numărul mașinii pentru plata unei ore, respectiv 469 urmat de numărul mașinii pentru o zi de parcare.
fără pauză între ele. Avem un sistem, acest sistem funcționează automat, deci noi imediat organe de control verifică în permanență și poate la fața locului să vadă dacă s-a achitat acel abonament sau nu. Autoritățile precizează că două sau mai multe SMS-uri consecutive însumează timpul de parcare. Lipsa SMS-ului de răspuns înseamnă neplata parcării. Se consideră parcare doar staționarea pentru mai mult de 5 minute. Sub această durată de 5 minute nu se impune plata parcării. Cei care încalcă prevederile în vigoare vor fi amendați. Neplata acestor abonamente, respectiv tichete, se sancționează cu amendă pentru persoane fizice de 100 de lei, iar pentru persoane juridice de 300 de lei. Indiferent dacă este tichetul răzuibil cu data respectivă, indiferent dacă este abonament, acesta trebuie expus la vedere. Deci undeva pe bord să se vadă clar ca cei care controlează să nu aibă dubii. Până implementăm, deci timp de o săptămână, identificăm cei care nu plătesc și le punem pe mașini avertismente, urmând ca după aceea să vină amenzile. Sistemul de parcare cu plată pe raza municipiului prevede și posibilitatea ca instituțiile publice să încheie cu primăria contracte de rezervare pentru unul sau două locuri de parcare. Odată cu începutul primăverii, organismul nostru trebuie să facă față nu doar schimbărilor de temperatură și luminozității crescute, dar este nevoit să se adapteze unui nou ritm bioenergetic. Astenia de primăvară nu este o boală, spun medicii. Primăvara este anotimpul renașterii, așteptat cu nerăbdare de fiecare dintre noi. Însă în această perioadă ne simțim fără vleagă, ne plângem de o stare de slăbiciune, de disconfort fizic sau psihic și oboseală. Să fie oare astenia de primăvară cauza acestor tulburări? Nu aș spune chiar o boală, mai degrabă o stare fiziologică un pic mai aparte, pe care fiecare o simțim în mod subiectiv, mai puțin pregnant, mai mult, depinde de cât de sensibili suntem, de cât de tare ne afectează această situație. Și cum am putea să combatem aceste stări de dezechilibru? Păi se combat și de la sine prin venirea căldurii și a soarelui mai mult pe cer, dar dacă ne simțim foarte obosiți, că prin asta se caracterizează astenia aceasta de primăvară, o stare de oboseală accentuată, lipsa poftei de mâncare, paloare cutanată, putem să folosim suplimente nutritive, fructe în primul rând și cură de soare, unde găsim soarele să prindem. Consecințele cele mai grave sunt anemia și stările depresive. Cea mai serioasă afecțiune cauzată de astenie rămâne totuși depresia. Aceasta se caracterizează printr-o stare de tristețe acută și de pierdere a încrederii în sine. Partea gravă este că, după dispariția asteniei, starea aceasta încă mai poate rămâne. Astenia de primăvară prinde mai mult, în special la cei depresivi. Dar și cel care nu este depresiv, asta am conștientizat-o chiar și pe pielea mea. Niciodată nu am fost depresivă, dar pentru aia, la un moment dat și după o anumită vârstă, simți nevoia să iei calciu, magneziu, zinc sau te adresezi medicului de familie care știe să-ți recomande ce medicament ar trebui să iei să-ți suplinești anumite carențe și care se fac simțite mai ales primăvara. Astenia de primăvară poate fi combătută foarte ușor, cu ajutorul plimbărilor în aer liber, a exercițiilor cardiovasculare sau cu ajutorul practicării sporturilor preferate. În acest fel ne refacem tonul fizic și psihic și vom recâștiga încrederea și buna dispoziție. Primăria municipiului Reghin organizează și în acest an acțiunea de salubrizare generală în cadrul programului O primăvară curată pentru un mediu curat. Aceasta se va desfășura în perioada 17 martie-1 aprilie. Pentru buna desfășurare a programului, locuitorii și asociațiile de proprietari din municipiul Reghin sunt rugați să depună deșeurile adunate în zone special amenajate. Salubrizare generală a municipiului organizată de primăria municipiului Reghin. Startul se va da în data de 17 martie. Ca și în anii anteriori, aceasta este împărțită pe zile și pe zone de lucru. Acțiunea de salubrizare generală face parte din programul O primăvară curată pentru un mediu curat. În urma dispoziției doamnei primar, se organizează în perioada 17 martie și 1 aprilie acțiunea de salubrizare generală
a municipiului. S-au împărțit zonele, deci municipiul Reghin a fost împărțit în 4 zone și respectiv în prima zonă va fi curățată în data de 17, a doua în data de 18 martie, respectiv zona 3 și 4 în 24, respectiv 25 martie. Curățenia în sectorul 1 se va realiza în data de 17 martie de la ora 8. Sunt vizate străzile Apalinei, Foișor, Abatorului, Iernii, Piața Mare, Bălcescu, Teilor, Viilor, Pometului, străzile spre Breaza, străzile spre Bistrița. De asemenea, sunt vizate strada Mihai Viteazu, strada Liliacului, Bujorului, Călăraș, Republicii, George Coșbuc, Pictor Grigorescu, strada Zorilor, strada Terasei, dealului Porumbei, Orizontului, Horea, cartierul Mihai Viteazu și strada Izvorului. Nu în ultim rând este vizată strada Școlii, Piața Petru Maior, strada Spitalului, Mihai Eminescu, Cerbului, Bucegi, Stejarului, strada Pădurii, cartierul Rodnei și zona Pădurea Rotundă. Reprezentanții administrației locale fac un apel la cetățeni de a respecta anumite condiții. Rugăm cetățenii municipiului să scoată lângă accesul de intrare, lângă poartă, pe trotuar, deci pe cât posibil, să nu curce circulația vehiculelor, să scoată absolut tot ce au, toate mizerile care rezultă în urma curățeniei de primăvară din gospodăriile lor. Echipe speciale din cadrul municipiului Reghin, împreună cu cei de la RAGCL, vor circula în aceste sectoare în zilele când sunt programate și vor strânge și vor colecta aceste deșeuri. În cazul sesizării unor probleme, locuitorii municipiului sunt rugați să facă sesizări la primărie sau la poliția locală. Cam fiecare an am avut probleme că probabil au scos mai târziu, după ce au trecut echipele de curățenie, cei care strâng mizerile, să dea telefon la primărie sau să sesizeze poliția locală și noi imediat luăm măsurile cu echipele respective să curățăm zonele aferente. Curățenia în sectorul 2 va fi efectuată în data de 18 martie. Pentru sectorul 3 și 4 sunt vizate zilele de 24, respectiv 25 martie. 159 de preșcolari din zona Reghin au fost evaluați psihosomatic pentru a primi recomandarea de a putea începe școala. Este vorba de copii care vor urma clasa pregătitoare sau clasa 1. Comisia de evaluare a funcționat la școala gimnazială Augustin Maior și a fost formată din 6 profesori consilieri. Copiii care n-au primit recomandarea vor merge la grădiniță sau pot fi reevaluați, iar cei care n-au fost testați se pot adresa comisiei și în perioada următoare. S-a încheiat perioada de evaluare psihosomatică a copiilor care au ajuns la vârsta preșcolară. 159 de micuți din zona Reghin au fost testați de comisia stabilită la școala gimnazială Augustin Maior. 6 profesori consilieri au evaluat copiii și au dat recomandarea de a merge la școală sau la grădiniță. Noutatea din acest an este că cei care nu au dovedit că pot face față școlii mai pot fi odată evaluați până la toamnă. Au fost copii care nu au reușit să realizeze 75% din valoarea chestionarului, dar este vorba de copii care nu au frecventat grădinița. Dacă cineva nu a obținut recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau clasa 1, poate solicita reevaluarea după o perioadă de 6 luni. Deci, practic, în luna septembrie, având în vedere faptul că copilul poate sesiza îmbunătățiri din punct de vedere psihosomatic, poate fi solicitată reevaluarea și dacă punctajul obținut este cel corespunzător, înseamnă că se poate înscrie și în luna septembrie la școală. Președintele Comisiei de Evaluare pentru zona Reghin a explicat faptul că testul a urmărit să stabilească nivelul de pregătire și emoțional al micuțului. Nu s-a ținut seama de alte criterii subiective, ci doar obiective. Deci nu se poate să dai accept unui copil care la 5 ani jumate nu știe câți ani are, nu știe cum îl cheamă, nu știe să numere decât până la 10. Poate ar fi cazul să înțelegem că dacă îi dăm acceptul favorabil unui copil care are aceste lacune, nu-i facem un serviciu, îi facem un mare deserviciu. Îl supunem la situații stresante care nu și-au rostul.
Membrii comisiei au refuzat să evalueze copiii care nu s-au prezentat cu părinții, dar stau în continuare la dispoziție pentru efectuarea testului. Nu ne putem permite să evaluăm un copil în absența părintelui și pe urmă să ne găsim în situația de a da explicații. Părintele poate să vină și să spună: domnule, eu n-am știut că soacra sau socru sau cine o fi mi-a dus copilul, eu am fost la serviciu, vreau să-mi spuneți de ce nu i-ați acordat acceptul. Deci sunt anumite situații care, din punct de vedere legal, pe noi ne-au împiedicat să evaluăm copiii în situațiile respective, dar oricând se mai poate evalua copilul, chiar dacă perioada oficială de evaluare s-a încheiat. Evaluarea psihosomatică este obligatorie la copii, iar în lipsa recomandării nu se poate face înscrierea la școală, întrucât programele informatice nu o permit. Ciprian Buta este elev în clasa a noua la Liceul Tehnologic Petru Maior și este îndrăgostit de geografie. Ca urmare a pasiunii lui pentru această disciplină, rezultatele nu au întârziat să apară. Ciprian s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Geografie. Dar Reghin TV continuă campania de promovare a olimpicilor din municipiu. Unul dintre ei este Ciprian Buta, elev la Liceul Tehnologic Petru Maior, care a reușit să se califice la faza națională la Olimpiada de Geografie. Deși este doar în clasa a noua, Ciprian e un adolescent conștiincios și responsabil, calitate moștenită de la mama lui, Simina Cota, învățătoare și realizator de emisiuni la Dar Reghin TV. Olimpicul s-a simțit de mic atras de această materie. Încă de când eram așa mic, de pe clasa 5-6, m-a pasionat geografia, de mare parte despre univers, despre relief. Tot îmi cumpăram tot felul de enciclopedii și îmi plăcea să învăț despre ele, despre univers, despre pământ. Și acum, când am intrat în a noua, mă gândeam că mi-ar plăcea să particip la olimpiadă și vine doamna profesoară într-o zi în clasă și întreba: profesoară, aș putea să particip la olimpiadă? Cum să nu? Și de atunci am început să mă pregătesc. Ciprian înțelege prin geografie cunoașterea lumii înconjurătoare, cu ale sale însușiri, frumuseți, comunități, activități, culturi și civilizații. Cu ajutorul ei, oamenii ajung să se descopere mai bine pe sine, să se întregească material, spiritual și emoțional, rezonând cu locurile de care aparțin, cu realitățile pe care le descoperă și le modelează ei înșiși conform tradițiilor, credinței, aspirațiilor și modului de viață pe care îl cultivă sau îl adoptă. Spune-mi, care a fost nota și cum ți s-au părut subiectele? Nota a fost la proba teoretică, a fost 90 de puncte, la proba practică 80 de puncte și media cu care m-am calificat 8,75. Subiectele la proba teoretică mi s-au părut așa, în mare parte ușoare. Pe sfârșit a fost puțin mai greu, dar m-am descurcat și la proba practică a fost mai ușor, dar am omis câteva chestii și am ieșit mai puțin punctajul. Crezi că este important să cunoaștem geografia? Mare parte este bine să cunoaștem geografia țării noastre, deoarece este importantă pentru turism și mai ales să știm unde locuim și ce resurse, ce posibilități avem. Faza națională a Olimpiadei de Geografie se va desfășura în perioada săptămânii Școala Altfel, 6-10 aprilie 2015, la Cluj-Napoca. Accident rutier cu două victime în localitatea Sân Georgiu de Mureș. Neacordarea de prioritate i-ar fi putut costa viața pe doi conducători auto care au rămas blocați în autoturisme în urma evenimentului rutier. Din fericire au scăpat cu leziuni ușoare, fiind transportați la spital în urma intervenției pompierilor mureșeni. Accidentul rutier s-a produs joi, la orele amiezii, în localitatea Sân Georgiu de Mureș, între un autoturism condus de o femeie și un altul la volanul căruia se afla un bărbat. Din primele informații, se pare că femeia a încercat să iasă cu autoturismul dintr-o curte și să vireze la stânga spre Târgu Mureș. Însă, pe fondul neacordării de prioritate, a intrat în celălalt autovehicul condus de un bărbat care se deplasa dinspre Târgu Mureș spre Sân Georgiu. Un accident produs între două autoturisme în localitatea Sân Georgiu de Mureș. Vorbim de două victime.
o femeie și un bărbat. Femeia a rămas încarcerată în autoturism. Colegii mei au intervenit pentru deblocarea ușii. Ambele victime au fost luate de echipajele medicale și transportate de urgență la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș. În urma producerii prezentului eveniment rutier a rezultat vătămarea corporală a unui număr de două persoane, ambii conducători auto. În cauză urmează să se efectua cercetări în vederea stabilirii cauzei și a dinamicii producerii prezentului eveniment rutier. Pe timpul intervenției poliției și a pompierilor, traficul a fost îngreunat în zonă, pe ambele sensuri, mai bine de o oră. În cadrul campaniei Cum circulăm, astăzi vom afla care sunt riscurile nerespectării regulilor privind intersecțiile semaforizate. Ca exemplu, am ales intersecția din centrul Reghinului de la Finanțele Publice, între strada Pandurilor cu strada Petru Maior. În cadrul campaniei Cum circulăm, Dar Reghin și președintele Asociației Instructorilor Auto Ioan Grecu doresc să reamintească șoferilor cum se circulă corect în intersecția de la Finanțe pe DN15E578. Aceasta este unul din punctele care ridică probleme, mai ales pentru conducătorii auto mai puțin experimentați. Situată la confluența străzilor Petru Maior cu Pandurilor, este o intersecție de trei drumuri, două dintre ele semaforizate. Indiferent că dorim să traversăm centrul municipiului sau dorim să efectuăm virajul la stânga spre Pandurilor, atunci când coborâm dinspre parc pe strada Petru Maior, obligatoriu oprim la stop. Când este roșu la semafor pentru mașini, abia atunci ne angajăm în traversarea intersecției. Vă reamintim că pentru nerespectarea semnificației indicatorului lui stop, sunteți pasibil de amendă între 210 și 280 de lei și 4 puncte de penalizare. Iar aici este o intersecție în care avem două drumuri, au semafoare, al treilea nu, ne-am oprit la stop. Și de aici, sigur vom putea pleca în stânga când se face roșu la mașini. În aceeași intersecție de la Finanțe mai întâlnim un inconvenient. Dacă venim dinspre strada Pandurilor și vrem să virăm dreapta spre policlinică, chiar dacă semnalul intermitent și indicatorul cedează trecerea ne-o permit, va trebui să dăm dovadă de răbdare și să așteptăm în cazul în care în fața noastră se află o altă mașină care intenționează să meargă în direcția înainte și are roșu la semafor. Aici vom vrea să mergem tot înainte. Cei care vor să meargă în dreapta către policlinică, chiar dacă se face roșu în dreapta, pot să plece ca o verde intermitent cu cedează trecerea. Dar există totuși o problemă. Cei care vor să meargă înainte și au roșu, iar cei care vor să meargă în direcția policlinicii, la dreapta, nu au spațiu suficient pentru a vira la dreapta. Nu este o singură bandă și atunci dacă vin prima mașină și merg în dreapta, pot să merg. Dacă am o altă mașină care vrea să meargă înainte și s-a oprit la semafor, stau după ea. Nu se poate depăși, deși unii mai fac și depășirea aceea, dar este linie continuă, nu se poate depăși, iar cei care, cum am venit noi acum mai înainte pe acolo, am virat stânga când s-a făcut roșu la mașini. Ori dacă unul vine și depășește mașina care vrea să meargă tot înainte, ne întâlnim pe sens opus, pe același sens și nu prea putem circula pe ei. Aici, potrivit legislației în vigoare, nerespectarea semnificației culorii galbene a semaforului se amendează cu sume între 70 și 105 lei. Pentru nerespectarea culorii roșii se suspendă permisul pentru o perioadă de 30 de zile, pe lângă amenzi între 140 și 175 de lei. Vlad Ursan, tânărul de 28 de ani din Reghin, căruia i s-a pus diagnosticul parțial de distrofie musculară zona centurilor, are acum șansa să afle adevărul. Inițial i s-a spus că aflarea diagnosticului l-ar costa 35.000 de euro, dar acum a aflat că poate să facă gratuit testele genetice în țară. Cel care l-a anunțat pe Vlad a fost un părinte al unui copil cu același diagnostic. Șanse de reușită în cazul reghineanului Vlad Ursan. Cu o poveste tulburătoare de viață, acesta s-a confruntat și cu un diagnostic greșit în copilărie care i-a afectat sănătatea. A început să se deplaseze greu, a renunțat la sport, iar după un accident nefericit a rămas imobilizat în scaunul cu rotile. Medicii au pus diagnosticul de distrofie musculară, zona centurilor, însă nu toți sunt de acord cu această afecțiune. Pentru aflarea situației sale medicale, lui Vladi s-a spus inițial că este nevoie de realizarea unor teste genetice la Viena.
Costurile erau însă mult prea mari pentru posibilitățile sale financiare, 35.000 de euro. Povestea s-a ajuns pe un post național de televiziune, iar cazul său a fost sesizat de un băcăuan, părinte al unui copil cu același diagnostic. Acesta l-a anunțat pe Vlad că are posibilitatea de a face testele genetice în țară, la costuri suportate prin fonduri europene. Acum luăm trei să fiu la București ca să-mi fac niște teste ADN, o biopsie, să-mi ia ceva lichid din musculatură și nu știu încă alte analize care predică sunt necesare să vadă exact care e cauza. Și să stabilească prin atunci un diagnostic și după aia o să vadă dacă se poate face ceva și ce e de făcut în privința asta. Vlad se numără astfel printre cei 20 de pacienți care beneficiază de acest program. După ani și ani de așteptări și jederi prin spitale, tânărul de 28 de ani are acum șansa aflării diagnosticului. Este un început, spune el, care poate duce la alte demersuri medicale ulterioare care îi pot ameliora situația. Vestea este una binevenită după ce varianta inițială a aflării diagnosticului l-ar fi costat foarte mulți bani pe care nu îi avea. Chiar aștept de foarte mult timp și îți dai seama că poate să fie un nou viitor pentru mine. O să mi se schimbe viața radical din cauza analizelor respective. Sau poate să fie o dezamăgire. Nu știu, vedem cum o să fie. Și dacă o să zică că nu se poate face nimic, tot nu o să renunț. Analizele realizate în decursul săptămânii viitoare vor fi trimise în străinătate. Acestea vor intra într-o bază de date la care vor avea acces centre medicale importante din întreaga lume. Astfel, Vlad va fi anunțat despre orice noutate din domeniul medical care îl vizează și va putea avea acces la eventuale tratamente. Vlad a mai declarat pentru Daregin TV că acest caz va reprezenta subiectul unei discuții din cadrul unui eveniment important din lumea medicală de specialitate. O asociație nou înființată în Reghin intitulată Inovație în Educație a provocat tinerii reghineni să își mărturisească visele și dorințele pentru a putea fi ajutați să și le îndeplinească. S-a lansat un concurs online la care au participat 25 de persoane. Asociația își propune să-i concilieze pe toți concurenții și să-i pună în legătură cu oameni care îi pot ajuta să-și realizeze ce își doresc. Ai un vis care te-ar face fericit, fericită? O activitate nouă pe care ai dori să o înveți ca să evoluezi? Postează un răspuns în acest sens și visul tău poate deveni realitate. Acesta este mesajul prin care asociația nou înființată în Reghin Inovație în Educație a lansat în mediul virtual un concurs. Am solicitat mai ales tinerilor să-și exprime un vis legat de o activitate nouă pe care ar vrea să o învețe. Trebuia să posteze tipul de activitate și noi încercăm să-i ajutăm să-și îndeplinească visul. La început a fost așa mai firavă îndrăzneala și curajul. Ulterior a ajuns să posteze cam în jur de 23, chiar și colegă mi-a scris și încă o adultă, deci 25 de persoane. Odată ce și-au mărturisit visul, participanții la proiect vor fi sfătuiți și chiar îndrumați de persoane avizate pe care le vor cunoaște prin intermediul Asociației Inovație în Educație. Urmează să-i consiliem, să-i sfătuim și în limita posibilităților să fie dirijați către acele activități. Am găsit chiar niște mentor, să spun așa, persoane cunoscute din oraș, din domeniul literar, chiar și teatru și așa mai departe, care au răspuns pozitiv invitației de a-i ajuta să-și îndeplinească visul. Participanții la concurs au dezvăluit vise din cele mai variate, însă majoritatea dintre ele au legătură cu talente artistice sau cariere în domeniul cultural-muzical. Organizatorii le-au făcut surprize celor care au avut curajul să își comunice dorințele. Eu am început de aproximativ 7 luni să fac muzica hip-hop și aș avea nevoie de ajutor de la niște oameni care să mă îndrume și exact asta am scris și acolo. De niște oameni care să mă îndrume. Crezi că ar fi în Reghin asemenea persoane? Eu zic că ar fi, că am mai văzut că mai este o trupă în Reghin de ceva timp și a primit și ajutor. Bine, nu mă bate să mă ajute, dar poate sunt alți oameni care sunt dornici să mă ajute. Am un vis de când sunt mică, vreau să mă fac fotomodel.
îmi place foarte mult, mereu mă uit la televizor, la prezentări de modă, îmi place să, deci de când eram mică mă îmbrăcam cu pantofi, mă încălțam cu pantofii lui mami, îmi luam rochii lungi și tot defilam prin casă. Înseamnă că părinții tăi cunosc această pasiune a ta. Da. Și m-au sprijinit să scriu aici și... Crezi că există în Reghin persoane care te pot ajuta, te pot îndruma? Da. De când sunt mică, mereu mi-a plăcut muzica și încă o ador. Simt ca și cum îmi pot transmite sentimentele prin ea și astfel am decis să mă apuc să cânt la un instrument și favoritul meu este chitara și am decis să îl dezvolt mai mult ca pe un hobby, dar dacă s-ar putea, aș vrea să ajung mai departe cu acest hobby și să fie, să o am ca o meserie. Profesorul meu m-a ajutat foarte mult să îmi dezvolt, să zic așa, o carieră și mi-aș dori să joc, să particip într-o trupă și am mai multe cunoștințe care cântă la o chitară și mă gândesc că și ei mă pot sprijini. Și m-am gândit că dacă tot îți trebuie o chitară nouă și noi o foloseam doar de figurație, să ți-o dau. Mulțumesc foarte mult! Cine îndrăznește, reușește! Mulțumesc că ai îndrăznit! Asociația Inovație în Educație Eureka își propune să deruleze activități în special de educație non-formală și se adresează atât tinerilor talentați care nu au resursele necesare pentru a evolua, cât și celor care au nevoie de sprijin în educație, precum și categoriilor defavorizate din acest punct de vedere. Trăim într-o perioadă în care multă lume se teme de ghinionul din ziua de vineri 13. Această superstiție a luat naștere abia în secolul al XX-lea. Ea are la bază mai multe evenimente din mitologie și istorie. Alungarea din rai a lui Adam și a Evei, pornirea potopului lui Noe și crucificarea lui Hristos. Toate au avut loc în zile de vineri. Superstițiile refuză să moară. Așa se întâmplă și cu cifra 13 într-o zi de vineri. Conform dicționarului de superstiții, prima referire la această dată a fost făcută în 1913 în Notes and Queries, unde era menționat ghinionul adus de vineri 13. Majoritatea studiilor arată că vineri 13 este o superstiție a secolului 20, iar folcloriștii sunt de acord cu această idee. Depinde de felul în care omul se raportează la realitate. Pentru că superstiția, așa cum o definesc unii oameni sau dicționarul, este o prejudecată care decurge din credința în existența unor forțe supranaturale care acționează și în natură și în societate și potrivit cărora unele întâmplări sunt sau pot fi socotite că ar putea influența și determina viața oamenilor. Dar care sunt evenimentele care dau o conotație ghinionistă zilei de 13? În antichitate, cifra 13 nu era prea îndrăgită, căci venea după cifra 11, care însemna elevare spirituală, și după cifra 12, care reprezenta cifra perfecțiunii. Deci 13 simboliza distrugerea perfecțiunii și a spiritului. Calendarul maiaș este divizat după cifra 13. Pentru maiaș, anul avea 13 luni și 13 zodii. Geneza a avut loc în 7 zile și 6 nopți, deci iarăși apare cifra 13. Piramida de pe dolarul american conține 13 straturi. Sunt 13 litere, 13 cifre, cam toate simbolurile pe bancnota americană sunt într-o succesiune de 13. Tot 13 este ziua în care a avut loc arestarea cavalerilor templieri în 1307. Și în religie întâlnim această cifră. La cina cea de taină, de exemplu, au stat la masă 13 persoane, cei 12 apostoli și Isus, înainte ca Mântuitorul să fie crucificat. Ziua de 13 care cade într-o vineri este considerată de unii ca fiind foarte ghinionistă, pentru că într-o zi de vineri a fost răstignit Domnul Isus Hristos, iar alungarea din rai a lui Adam și a Evei, pornirea potopului lui Noe, a avut loc tot în zile de vineri. Cifra 13 este cea mai de temut cifră din numerologie, cu toate că se pare că unora le aduce foarte mult noroc. De această zi fatidică nu scăpăm încă anul acesta. În luna noiembrie, data de 13 va coincide cu o zi de vineri. În cadrul Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin funcționează și un cabinet psihologic. Aici copiii sunt diagnosticați și pot urma diferite terapii. La unitatea școlară funcționează și un cabinet de kinetoterapie și unul de logopedie.
Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin oferă o pregătire adaptată persoanelor cu cerințe educative speciale. În cadrul unității există și un cabinet psihologic. Inițial, copiii sunt supuși unor teste pentru a putea fi evaluați. În cadrul cabinetului de terapii specifice din școala noastră, noi desfășurăm activități de psihodiagnostic în primul și în primul rând, adică testăm funcțiile senzoriale, funcțiile implicate în actul cunoașterii. Adică copilul vine, este testat, încercăm să aplicăm scale și teste prin care noi îi găsim modalitatea prin care va funcționa în viitorul foarte apropiat. Adică îi se pune un diagnostic de autism, copil cu turbură de comportament sau un copil care are anumite deficiențe de învățare. În funcție de rezultatele care le obținem, noi încercăm să și facem planul de intervenție personalizat. De cele mai multe ori, programul la care sunt supuși copiii este unul personalizat. În funcție de caz, de complexitate, psihologii aplică diferite terapii. Copilul din școala specială poate avea diferite deficiențe. Am spus și mă repet, copii cu autism, acestora noi le aplicăm terapiile ABA, PEX și TIC la clasă. TIC, ABA constă într-o terapie om la om, adică copilul vine în cabinet și urmează tot așa un program strict care începe prin a sta pur și simplu la masă. Deci copilul este pus în situația de a respecta o rutină și el va evolua. În astfel de cazuri, un rol foarte important îl are recompensa. Aceasta este oferită copilului în urma oricărui progres. Tot așa utilizăm terapia PEX. Este o terapie care utilizează pictogramele. Totodată avem copii cu ADHD, pentru care se construiesc tot așa planuri de intervenție personalizate. Aici lucrează o echipă multidisciplinară între profesor, psiholog, mă rog, și familie, unde copilului îi se construiește așa un program după care el va funcționa tot așa în funcție de comportament, în funcție de consecință și în funcție de recompense. Îi se face un program după care copilul începe să funcționeze în școală și acasă. La Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 există 230 de elevi și 58 de cadre didactice. Dintre aceștia, 39 sunt profesori titulari. La doar 13 ani, reghineanca Teodora Crișan cunoaște deja farmecul scenei. S-a prezentat în fața publicului în calitate de solistă, dar și de iubitoare a teatrului. Teodora cântă și la două instrumente muzicale și a cochetat și cu dansul. Tânăra ne-a dezvăluit mai multe despre pasiunile ei într-un interviu pentru Dareghin TV în cadrul emisiunii Senso. Muzica, dansul, teatrul. Acestea sunt pasiunile unei tinere reghinence care a cunoscut deja mirajul scenei. Teodora Crișan este elevă, dar reușește să îmbine cu succes activitatea aferentă școlii cu repetițiile. Tânăra este membra trupei de teatru din culise. Eram cam în clasa a doua și doamna Mimi German a organizat o mică trupă de teatru din culise juniori cu sceneta Cei trei purceluși și de atunci a văzut că am potențial și a încercat să îmi mărească potențialul și așa am început să intru în diferite proiecte al doamnei Maria Mimi German și Enea German, iar apoi am intrat în proiecte cu Lucian Pantea. Talentul, în cazul ei, este transmis din familie. Bunica sa este rapsod popular, iar tatăl său poartă și el cu cinste această titulatură. Părintele său este binecunoscutul Vasile Crișan. Așadar, scena reprezintă și pentru tânăra de 13 ani o a doua casă. Scena o percep ca pe o casă și publicul așa, ca pe niște vizitatori, oaspeții mei care vin din când în când. Mie îmi place pe scenă, chiar e o relaxare foarte mare când urc pe scenă și pot să le împărtășesc oamenilor ceea ce îmi place mie. O relaxare și probabil și o satisfacție de plină. Da. Mai ales când îi vezi bucuroși de ce le-ai putut arăta tu. Teodora mai are un talent. Cântă. A participat și la emisiunea concurs Pot să fiu o stea, unde a ocupat unul dintre locurile de pe podium. Se pregătește la atelierul de muzică din cadrul Casei de Cultura Tineretului George Enescu, alături de solistul Florin Vos. Chiar îmi place, învăț multe de la Florin și mereu descoperim altceva și mă ajută să mă dezvolt
să-mi dezvolt capacitatea. Dar mai multe despre povestea Teodorei Crișan puteți afla urmărind emisiunea Senso, difuzată sâmbătă 14 martie de la ora 19. Rămâneți alături de Dareghin TV. Vineri 13 martie la ora 19, Georgiana Stuparu îi are invitații la School TV pe liceenii calificați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Tot vineri, dar de la ora 21, Dareghin TV difuzează a treia ediție a preliminariilor emisiunii concurs Pot să fiu o stea, sezonul 4. Sâmbătă 14 martie la ora 19, Oana Mărginean vă invită la emisiunea Senso, în care se prezintă Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă numărul 3. Apoi o veți cunoaște mai bine pe tânăra Teodora Crișan. Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. Urmează în câteva momente Jurnalul Economic și Cursul Valutar, Jurnalul de Astre și Prognoza Meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Evora dă viață planurilor tale. Evora, o nouă locație. Strada Vânătorilor, numerele 26-28. Loropar Fooders, ofertă de sezon. Pui de o zi, pui rasă mixtă, pui cuțe, tineret în locuire, pui de curcă de la vârsta de o zi și precrescuți 400-500 grame. Cea mai bună ofertă, calitate-preț. O gamă largă de furaje pentru toate categoriile de păsări, producție proprie și externă. Comenzi angro între orele 8-18 la telefon 0728-178-033 sau 0742-890-077. Informații la magazinul Loropar Fooders, din Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 31. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clădire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Rei, strada Izvorului, numărul 11. Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate. Mărfuri industriale, bilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124. Telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. SC Ramina.
soluția nevoilor tale. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. O fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. ANAF ar putea primi zilnic de la bănci informații despre operațiunile cu numerar în lei sau în valută mai mari de 5.000 de euro efectuate de contribuabili, se menționează în noul cod de procedură fiscală aflat în dezbatere publică, potrivit avocatnet.ro. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, atunci băncile vor fi obligate să raporteze aceste informații către fisc. Guvernanții au mai încercat la finele anului trecut să introducă o astfel de măsură. Mai exact, ei au propus în decembrie 2014 ca băncile să fie obligate să comunice lunar fiscului toate rulajele și sau soldurile conturilor deschise la acestea, însă măsura nu a fost aprobată. Comunicarea dintre instituțiile de credit și ANAF ar putea fi reglementată mai strict, după cum se arată în proiectul de lege privind noul cod de procedură fiscală, aflat în dezbatere publică. Astfel, băncile vor avea noi obligații în ceea ce privește informațiile pe care le furnizează organelor fiscale. Rețeaua de autostrăzi din România, care numără 700 de kilometri în prezent, va fi extinsă cu 80-90 de kilometri de autostradă în acest an, a declarat directorul general al CNADNR, Narcis Neaga. CNADNR a inaugurat 50 de kilometri de autostradă anul trecut, 22 de kilometri între Orăștie și Sibiu, respectiv 28 de kilometri între Nădlac și Arad, mai puțin de jumătate față de nivelul din 2013. În forma actuală, masterplanul de transport prevede construcția a 1300 de kilometri de autostradă, în valoare de 13,7 miliarde de euro până în anul 2030. În plus, pentru sectorul rutier, documentul strategic include realizarea a 1825 de kilometri de drumuri expres, 2874 de kilometri de drumuri transregio și 343 de kilometri de drumuri transeuro. Bine v-am regăsit! Berbec, există riscul de a te grăbi chiar mai mult decât de obicei și de a face tot felul de lucruri neinspirate din acest motiv. Cei din jur nu au obligația de a ține cont de ceea ce vrei tu. Taur, e foarte important să te controlezi mai mult decât de obicei, pentru că există tendința de a ignora pe cei din jur și de a ține cont doar de propria persoană. Gemeni. O zi caracterizată de o energie debordantă, care se va manifesta însă și în latura ei negativă, de exemplu prin grabă, egoism sau exercitarea autorității. Rac. Există o parte bună prin faptul că vei simți nevoia să te manifesti mai mult, să te exprimi direct. Partea cealaltă neplăcută vine din exagerări ale tale sau ale celor din jur.
Leu. Ar fi bine să pornești de la ideea că tu ești deja obișnuit cu energia pe care o aduce ziua de astăzi, dar există în jurul tău persoane care nu sunt în aceeași situație. Fecioară. O zi importantă pentru recuperarea unui capital de imagine pozitivă pe care l-ai pierdut recent. Este bine să nu lași în seama altcuiva acest lucru pentru că nu îl va face la fel de bine. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri: medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Restaurantul Transilvania, aflat pe strada Vânătorilor, având o capacitate de 220 de locuri, organizează nunți, botezuri, conferințe, petreceri private, atât pentru adulți cât și pentru copii. De asemenea, prin compartimentul de catering, vă oferă zilnic masa de prânz la biroul dumneavoastră, domiciliu sau la punctul de lucru și vă stă la dispoziție cu organizări de evenimente, atât în oraș cât și în împrejurimile regiunului. Mese festive, botezuri, agape. La Mitică, masa ca la mama acasă. Florăria Flamingo, din nou pentru tine. Vrei să-ți înveselești viața sau să faci o bucurie cuiva drag? Florăria Flamingo este soluția ideală. Florăria Flamingo, acum încă o nouă locație. Pandurilor numărul 11, cartier Libertății, bloc 2 parter și galeriile Kaufland. Preluări comenzi telefonice și livrări la domiciliu. Florăria Flamingo, adevărații maestri ai bunului gust. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Este simplu să judeci după aparențe. Este și mai simplu să condamn. Să fii exploatată sexual nu este o alegere, nu este o plăcere. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu, nu te lăsa păcălită. De ceasul? Târziu și jumătate. Hai! Băi, ce-ai? Ați terminat? Nu. S-am pus un sandwich. Ia-te. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine, diseară când vin, vă aduc ceva bun. Sandwich-ul! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Thank you.
prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță, o zi deosebit de agreabilă pentru tine, cu condiția pe care o vei îndeplini ușor, să fii atent la celălalt, fie că este o persoană specială în viața ta sau nu. Scorpion, de la tine pornesc toate situațiile care se pot complica astăzi, așa că ar fi bine să fii ceva mai atent decât de obicei, chiar dacă ai impresia că nu ai nicio influență asupra celorlalți. Săgetător, poți coordona ușor tendințele zilei și să faci ceva bun cu energia de astăzi. Este suficient să fii calm și să te ocupi de treburile tale, având echilibru în toate. Capricorn, o zi foarte agreabilă cu numeroase momente speciale, poate memorabile, în compania unor apropiați. Intuiția este la cote deosebite, la fel și inspirația. Vărsător, ai putea lăsa o impresie bună unor parteneri de afaceri sau unui superior, chiar și fără să intri în contact cu acele persoane, e suficient să te concentrezi. Pești, o zi specială pentru tine, lucrurile merg de la sine și ai senzația că toate se așează așa cum ți-ai dorit din totdeauna, cel puțin aspectele la care ții cel mai mult. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă, sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Bine v-am regăsit! Sâmbătă vom avea parte de un cer mai mult noros. Termometrele ne vor indica valoarea de 10 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 11 grade. Pentru Ludo și Ernu sunt prognozate 11 grade Celsius. 10 grade vor fi în Sighișoara, 9 în Batoș și în Sovata, iar în Stâncen vor fi 7 grade. Și în afara județului nostru se anunță vreme mohorâtă. Pentru Brașov sunt prognozate 7 grade Celsius. 9 vor fi în Bistrița, 8 în Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt prognozate 9 grade. Termometrele vor indica în Alba Iulia valoarea de 10 grade Celsius. În București, cerul va fi parțial noros, temperatura maximă fiind de 12 grade. Sâmbătă noaptea vom avea parte de un cer mai mult noros. În Reghin, termometrele ne vor indica valoarea de 2 grade, iar în Târgu Mureș 3. În ziua de duminică, cerul va fi